Bine te-am găsit, draga mea urmăritoare! În acest tutorial de unghii îți prezint model de unghii cu ocazia zilei de Valentine's Day, 14 februarie. Îți prezint inimioare, un model simplu și foarte de efect, rapid de făcut și ușor pentru începătoare, dar minte pentru cele mai avansate. Iată, îți prezint acest model de Valentine's Day în mai multe imagini, deoarece tipsul fiind lung, nu mi-a permis să ți-l arăt pe tot ecranul, așa că îți arăt în mai multe imagini să vezi efectul acestui model rapid și simplu de făcut. Iată, încep prin a folosi Just Black 19, gel color de la Hollywood Perfect Nails, împreună cu o pensulă limbă de pisică numărul 10, tot de la Hollywood Perfect Nails, cu care voi aplica gelul negru pe tot tipsul. Iar apoi mă voi folosi de o pensulă Nail Art, tot de la Hollywood Perfect Nails, pentru a picta inimioarele. Asta după ce urmează să vezi cum aplic gelul. Iată pensula Nail Art. Gelul negru, menționez că este destul de pigmentat, astfel că l-am aplicat doar într-un singur strat și foarte, foarte rapid. Atenție, draga mea urmăritoare, dacă îți plasezi o comandă pe site-ul Nail Cosmetics, și anume produse Hollywood Perfect Nails sau și alte produse, iar în secțiunea comentarii scrii codul Ionela și la finalul comenzii mi-e trimis mie în privat o captură de ecran în care să se vadă datele tale și totalul comenzii, primești un cadou, un produs cadou în colet la final. Draga mea, folosesc gelul Sugar Effect după ce am uscat gelul negru și l-am degresat cu o dischetă îmbibată în cleaner și cu ajutorul pensulei Nail Art, tot de la Hollywood Perfect Nails, pictez câteva inimioare și ceva punctulețe pe acest tips pentru a însemna ziua de 14 februarie, ziua îndrăgostiților sau Valentine's Day. Asta pentru că nu mai este mult timp și ne apropiem de această dată, astfel că, draga mea urmăritoare, încerc să îți arăt cât mai multe tutoriale cu astfel de modele de Valentine's Day, inimioare, până atunci, pentru a începe să exersezi ca atunci când va fi nevoie să pictezi clientelor tale astfel de modele, să îți iasă cât mai perfecte, cât mai ușor de realizat pentru tine. Iată, cum pictez inimioare. Pur și simplu creez două puncte, după care le unesc și vin cu ce gel mi-a rămas în jos, înspre a crea acel vârfuleț de inimioară, să-i spunem așa. Dacă ceva nu a ieșit perfect, mai completez, mai rotunjesc, însă menționez, acest model este foarte rapid de făcut, foarte simplu și nu este neapărat nevoie să iasă inimioarele foarte perfecte. Este un model așa, pe repede înainte, care trebuie să dureze un minut să-l facem și un minut la cealaltă unghiuță, astfel încât să nu pierdem foarte mult timp la această manicură, la o programare, la o clientă. Iată, foarte simplu. Două puncte, le unesc, fac acel colț, acel vârf și gata. Finisesc puțin. Apoi aplic câteva punctulețe pentru a fi mai spectaculos modelul, să nu pară chiar atât de simplu. Draga mea urmăritoare, dacă îți place ceea ce postez eu, ceea ce îți arăt eu, felul cum mă exprim și câte altele, dacă îți sunt de folos tutorialele mele de manicură, te invit să te abonezi la canalul meu de YouTube și de ce nu să dai like și share la orice tutorial îți place ție pe rețelele de socializare
pentru a mă ajuta pe mine să adun urmăritori care apoi să-i ajut la rândul meu să învețe să pună unghii tehnice cât mai corect și mai ușor pentru ele. Iată, după ce am uscat inimioarele albe, aplic top mat de la BAF. Atenție, și la BAF primește o reducere de 10% dacă respecti câteva reguli simple pe care le găsești scrise în descrierea acestui tutorial sau fixat în primul comentariu sub video. Cu sclipiciul G5005, tot de la Hollywood Perfect Nails, o să produc efectul wow al acestui model de Valentine's Day. Asta după ce se usucă topul mat ce l-am pus la uscat și îl voi degresa, iar apoi voi crea niște linii de spider cu gelul spider de la Cupio. Iată. Degresez. Aștept să se usuce cleanerul de pe tips. Cleanerul pe care eu îl folosesc este tot de la BAF. După care voi începe să creez acele liniuțe de spider gel. Iată, cu un capăt de pensulă, una care să nu fie păcat dacă o stric sau o mătuiesc, și încep și creez acele liniuțe. Ori printr-un cerc, printr-o rotație pe lângă tips, ori stânga-dreapta, depinde cum vă place vouă. Prin rotație, liniuțele vor fi un pic ovalate, un pic șerpuite, pe când stânga-dreapta vor fi linii drepte. Cum vă place vouă, așa creați. Eu am creat prima dată ovalate, iar acum, iată, fac și stânga-dreapta pentru a diversifica modelul. Draga mea urmăritoare, în caz că nu știai, eu susțin cursuri de manicură atât online cât și offline în salonul meu din Bistrița Năsăud, iar pentru detalii despre cursuri te aștept în privat pe Facebook Dascălui Ionela Ana sau Instagram de asemenea Dascălui Ionela Ana, sau poți să găsești datele cursurilor și în secțiunea descriere sau fixat în primul comentariu sub acest video. În caz că ești interesată și vrei să ajungi la Bistrița, la unul dintre cursurile mele, sau nu reușești să ajungi pentru că ești prea departe, sau ești mămică, sau ești foarte ocupată, poți să te înscrii la cele online. Pentru mai multe detalii, te aștept în privat. Iată, după ce am terminat de creat liniile spider, nu le usuc la lampă, ci aplic sclipiciul ce vi l-am arătat mai devreme, ajutându-mă de un pusher. Pusherul meu este foarte, foarte frumos și este tot de la Hollywood Perfect Nails. Este cel mai frumos, mai aspectos instrument metalic al meu și chiar mă laud cu el. Ți-l recomand și ție, de ce nu, cu plăcere. Iată modelul meu, tipsul meu. Folosindu-mă de pămătuful pește, îi spun eu, tot de la Hollywood Perfect Nails, voi desclipici, voi înlătura sclipiciul, surplusul, și iată cum a rămas tipsul, modelul meu cu inimioare de Valentine's Day. Da, aștept să-mi spui în comentarii dacă ți-a plăcut tutorialul, dacă ți-a plăcut modelul și dacă mai vrei să vezi astfel de modele de unghii de Valentine's Day. Scriem în comentarii și de asemenea răspundem la întrebarea următoare. Aștept sau îți dorești eu să organizez giveaway-uri pe acest canal, în legătură cu acest canal, pentru că îmi propun asta și aș vrea să știu dacă sunt doritoare, sunt fete care ar vrea să se înscrie la giveaway-uri pe viitor, care să aibă vizat, bineînțeles, acest canal de YouTube, Dascălui Ionela Ana. Da, draga mea, iată modelul meu. Pe lângă acest tips, mai sunt două tipsuri care le-am filmat la cursurile de manicură online de pe Patreon, unde te invit cu drag să te înscrii. Draga mea, te pup, se termină tutorialul, pupici, ai grijă de tine, pupicei!